Încă o bancă americană se prăbușește. First Republic Bank urmează să treacă în administrarea guvernului federal, a transmis Reuters. Anunțul oficial urmează să fie făcut în curând. Acțiunile băncii cu sediul în California au scăzut ieri cu 50% după ce clienții și-au scos masiv banii, iar depozitele au scăzut cu 40%. Conducerea instituției financiare încă speră că să găsească o cale de salvare care să nu implice și guvernul federal. Ar fi a treia bancă mare care se prăbușește în Statele Unite de la începutul anului.